aduceți aminte de târgul Expo Mut, care pentru a ultima oară este prezent în Brașov. Este un târg cât pentru breața animalilor, pentru sectorul de producție mobilier și prelucrare lemnului, dar și exploatare forestieră. Este un târg cu precădere de tehnologie, mașini utilaje. Se fac demonstrații practice pe mașini. Se atrage vizitatorul specialist interesat, nu numai cu produse specifice, dar și cu evenimente și tombola. Anul acesta avem o creștere de 10% a numărului de expozanți. Am ajuns la 92 de expozanți, dintre care 24 sunt noi expozanți, ceea ce este un lucru foarte bun pentru târg. Aceasta se datorește și succesului avut anul trecut, în 2016, în noua locație din anul. O creștere semnificativă avem în rândul expozanților pe domeniul de energie. Acest lucru se completează datorită lipsei de, și a crizei de lemn de foc din piața românească și asta se arată și în statisticile mai nouă publicate de Asociația Producătorilor Mobilă, conform căreia la nivel național avem o scădere de export de 35% și un import în creștere de 25%, deci asta înseamnă chiar o criză mare în domeniul energetic, deci concret în produse, lipsa produselor pentru energie, adică lemn de foc, în precădere. La nivel național, producția de mobilă pentru primele 11 luni ale anului 2016, la nivel național, conform statisticilor APMR-ului, Asociația Producătorilor de Mobilă, a ajuns să depășească 2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 4% în sectorul de mobilă. Sunt cifre semnificative și la final o să ajungem la o cifră și mai mare la terminarea anului. Importul este o problemă în sectorul acesta de mobilă și anume este iarăși o creștere la nivel național, o creștere destul de alarmantă, eu zic, de 21%. Asta probabil datorită creșterii consumului la intern sau a importului de mobilă second hand. Deci problemă de preț la mobilier, care se datorează și faptului că în prețul de mobilă de pe piață se încadrează un cost de 65% taxe și impozite către stat. Ceea ce este foarte greu de suportat de către producătorii de mobilă. La nivel de Brașov, la nivel Brașov, s-a realizat un export de mobilă de 138 de milioane de euro în primele 11 luni ale anului 2016. Este o ușoară creștere față de anul 2015. La nivel de Brașov au fost înregistrați 305 companii cu 3075 de salariați în 2015. Acest număr reprezintă doar 5,9% din totalul angajaților pe industria națională. 3 zile o să fie expovut capitala Vestei Minarilor în Brașov, 2 vineri și sâmbătă, începând cu data de 30 martie până 1 aprilie. 3 zile în care vor avea demonstrații practice pe utilajele cele mai performante, CNC-uri, prezentări de software, iarăși
număr foarte mare de proiectare de mobilă, prezentări pe tema de design. Anul acesta am adus designul în cadrul târgului și am rebranduit târgul denumit Expo Design Wood. Acest lucru am reușit să materializăm prin atragerea de noi expozanți de organizare de formuri pe tema de design joi după masa de la ora 15. O să avem prezentator speaker de renume, profesor din București și din Cluj, precum și designer consacrat cu câștigătorul concursului de design de anul trecut. Vom mai avea tombola și anul acesta o să fie o monitorizare a administratorilor, deci intrarea se face pe bază de înregistrare a nouă platformă pe www.spovut.ro la care vizitatorii poate să înregistreze pentru a avea acces la timp. Pentru presă o să avem anul acesta un stand office special pentru presă ca să puteți folosi respectivul stand pentru a scrie comunicate sau a face interviuri cu cei interesați, să invitați acolo și vă așteptăm și pe dumneavoastră. Pentru intrare la târg, să cereți un termen de presă ca să vă dea drumul la stand. Dacă aveți întrebări? Da, deschiderea festivă va fi joi pe 30, pe la 11, la care va fi tot iarăși. Unde? În ce loc? La Lux Divină, centrul de Lux Divină. Gracias.